Cel de-al doilea antrenament al catalanilor din acest an a avut loc pe Arena Mini-Estadi din Barcelona și a adunat 13.000 de spectatori. Fanii Barça au venit să vadă echipa, dar nu special pe Messi. Cvadruplul câștigător al Balonului de Aur a participat la primul antrenament de după accidentare. Catalanii s-au divizat în două echipe, verde, pentru care au jucat Messi, și portocalie. Sub privirea atentă a antrenorului Gerardo Martino, argentinianul a dovedit că nu a mai rămas nici urmă de accidentare, reușind un hat-trick și un assist pe Iniesta. Messi poate reveni în joc duminică, atunci când Barcelona va primi vizita lui Elche în cadrul etapei 18 din primera divizion. Acest sezon, pentru Lionel Messi, nu este unul fantastic, așa cum au fost precedentele. În cele 11 meciuri în care și-a făcut apariția, Messi a marcat doar de 8 ori.